Vai, ce nebunie a fost azi la Cafeneaua Nației. Eu am zis, a, vine Alexandra Ușurelu, știi? Ușuric așa, cu o chitară ceva, cântă frumos cum știe ea. Aici pe canapea bem o cafea bună, stăm la o bârfă și aia e. De unde, frate? Ușurelu, ziceți? Deloc, fraților, Greuceanu. Alexandra a venit cu vreo 15 oameni, instrumente. Le-a adus și pe dragile noastre prietene de la Muse Quartet. E drept că a ieșit ceva fantastic. 3 piese care sună excelent. Le găsiți pe toate, împreună cu discuția pe care am avut-o cu Alexandra și cu Bobby Stoica, producătorul și soțul artistei. Da, frate, a venit cu bărbasul. Pe stareanației.ro, imediat după încheierea acestei emisiuni. Vă las cu Alexandra Ușurelu, să aveți un weekend frumos. Nu uitați de ediția noastră Best Of dacă ați pierdut din emisiunile de săptămâna asta. Va fi duminică de la ora 22. Am să-mi amintesc doar ce-a fost mai bun. Am să povestesc tuturor ca mine și-am să-i mulțumesc pe cei ce iubesc. Am să uit suspine, temeri și toxine, gânduri clandestine, inimi de taifun. Mulțumesc cu tine, am să mă adun, mă adun, cu tine mă adun. Aștept mai nimic, doar iubire un pic. Am să uit străine, strâmbe figurine, gânduri levantine, inimi de taifun. Mulțumesc cu tine, am să mă adun, mă adun cu tine.